Stimați telespectatori, ne aflăm la Beiuș, la Ioan de Gău. Vă invităm pentru momentul pe care debutează întâlnirea noastră de suflet astăzi. Părinte, slavă Sfinte și celei dovință știați pe Doamne și nedestăcitei tăi întotdeauna cum și bunuia și în vecii vecilor. Este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și cururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să primească jertfe după Său cel mai frescut pe ceruri, mulțumirea și rugăciunea noastră de acum a nevrednicilor Săi rog și cu îndurare să ne miluiască de noi. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră nevredniciul Săi rog pe care o aducem cu inimă smerită pentru binefaceri pe care le-am primit de la El și caută mâie cu un miros bineprimită să fie Lui, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre a nevredniciul rogilor Săi și buna cerere și dorire a credincioșilor Săi, în rogul lui Dumnezeu, Ioan și toată familia Lui, totdeauna spre bine și să o împlinească și ca un milostiv curudea să îi dăruiască binefacere și nouă și Sfinte Sale Biserici și întregului Său popor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se izbăvească Sfânta Biserică, pe rogul Său Ioan și toată familia Lui, cu toți și fratele Lui și pe noi, pe toți, de toate cazul Bunia, primejdia și nevoia și de toți vreoase văduți și nevăzuți, și cu sănătate într-o lungime de zile, în pace și cu rotirea Îngerilor Săi, totdeauna să-i păzească pe credincioșii Săi rog, Domnului să ne rugăm. Domnul miluiește, că pe ea Sfânta Curată, pe ea Binecuvântată, Sfântă Născătoare, și cu la Fecioară Maria cu toți Sfinții S-o Părinte, pe noi și cu viață și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să fie Doamne. Și este Tatăl toată mărirea, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvânt, cel ce vine într-o numele Domnului, mulțumitor fi noi nevrednicii robii, Doamne, pentru binefacerile Tale cele mari, ce le-ai trimis asupra noastră, lăudând-Te, binecuvântăm, Îți mulțumim, Îți cântăm, și slăvim marea Ta milostivire. Și cu dragoste îi strigăm Ție, Făcătorule de bine, Mântuitorul nostru, slavă Ție! Înțelepciune trebuie să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Marcu citire, mărire-Ție, Doamne, mărire-Ție! Să luăm aminte, zisa Domnul, către ucenicii Săi, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat, zic vouă, că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare,
și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce va spune se va face, fiindcă lui orice va zice. De aceea zic vouă toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea, iar când stați să vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte greșelile voastre. Mărire ție, Doamne, mărire ție! Omului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Dacă mila este nemăsurată și iubire de oameni avem neajunsă, căzând înaintea slavei tale cu frică și cu tremur ca niște roguri de trebnici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru toate binefacerile care au fost asupra locului de Ioan și familiei lui. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te rugăm. Și iarăși căzând înaintea ta, îți mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusa ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi, și cu milostivire ai învrednicit ali se împlini cererile, așa și de acum înainte, învrednicește-i a spori în dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele, și în toate faptele cele bune, și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Izbăvește de toată reala întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Și ne învrednicește pe toți, totdeauna mulțumire a aduce, cele prea bune a vrei și a cântații, și cele fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului, și Bunului, și de viață Făcătorului, Dumnezeului Celui slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, Dădătorul nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune. Părinte, binecuvintează. Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciune preacurate Maicii sale, cuvioșilor Dumnezeu, purtătorul nostru, Părinți, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Preasfințitului Părintele nostru, Sofronie, Episcopul Orabiei, dăruiește, Doamne, zile îndelungate și spunere în dreapta propovăduirea cuvântului adevărului Tău și încărmuirea turmei cele cuvântătoare pe care am mântuirii și păzește pentru mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! De Iisus armate, Domnului Ioan, împreună cu toată familia, dăruiește-ne, Doamne, zile bune și îndelungate, cu viață pașnică, sănătate, mântuire și întru toate bună sporire, iar asupra vrăjmașilor biruință, și păzește întru mulți ani, mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Sunt de față la această sfântă prăznuire, dăruiește-le, Doamne, zile îndelungate, pace și sănătate și întru toate bună sporire și păzește întru mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Bunul Dumnezeu să primească sfânta rugăciune pe care am săvârșit-o aici, în acest loc binecuvântat. Salutăm prezența tuturor frăților voastre la invitația
acestui distins frate, așa îmi place să-i spun, fratele Ioan, cel care a făcut posibilă venirea noastră și întâlnirea aici. Îi mulțumim pentru faptul că l-am învrednicit Bunul Dumnezeu să fie azi printre noi. Îi mulțumim pentru tot ceea ce face pentru întreaga comunitate, pentru Biserica Drept Măritoare și aș dori să-l numesc și să folosesc o sintagmă ca iubitor de frumos. Este iubitor de biserică, este iubitor de familii creștine și cred că e timpul să dovedim cu toții că suntem creștini și frați între o la altă, apărând familiile noastre și mai mult decât atât, privind și cu ochii în spate, se datorează dânsului, fratele nostru Ioan, monumentele celor doi martiri, din Beiuș, Ioan, Ciordaș și Nicolae Bolcaș. Cei ce n-ați fost de curând în cimitir, vă invit pe toți să mergeți, să vedeți ce a înfăptuit Domnul Ioan de Gău, fratele nostru, pentru care Bunul Dumnezeu să-i răsplătească, să-i țină întreaga familie unită și mai ales cu toții să fim pe placul Bunului și Preamilostivului Dumnezeu. Dumnezeu să-l binecuvinteze, Dumnezeu să-l lumineze, Dumnezeu să-l înțelețească, Dumnezeu pe toți să ne mântuiască. Și în încheiere, fiindcă știu că toți suntem limitați și în cuvântări, aș vrea să spun doar atâția fraților. Patriarhul Pavle zicea atât de minunat, noi nu putem schimba lumea aceasta ca să devină un paradis, adică să o facem rai, dar o putem împiedica să devină un iad. Eu cred că e timpul ca fiecare dintre noi să luptăm pentru paradisul lumii acesteia, să facem ceva, să dăm ceva lumii acesteia, ceea ce vrea Dumnezeu, să ne dăm unii altora cinste, să ne iertăm unii pe alții și mai ales să trăim în frățietate. E ceea ce vrea Dumnezeu. Să fiți binecuvântați, să trăiți, să vă mântuiți într-un mult și fericiți ani. Este vorba de volumul al 5-lea din proiectul editorial Beiușul și lumea lui, Lupta pentru Unire 1918-1919, Oameni, fapte, întrebări de rigor, precum și volumul 11 din seria creștină tradițională, pagini de etnografie, dialectologie și folclor. Vă adresez încă o dată rugămintea de a face liniște. Repet rugămintea de a face liniște pentru că nu ne auzim. Sunt 10 ani de când a fost lansat la Beiuș primele 3 volume din seria Beiușul și Luna Lui. Volume coordonate de domnul Gardegor și Nicolae Baranda, cel de-al 4-lea volum apărând în aprilie 2009. Iată că astăzi, cum spuneam, domnul Gardegor, împreună cu celălalt coordonator al volumului, al 5-lea, profesorul universitar dr. Ionel Faur, profesor emerit, completează, întregesc această zestre cu un volum special, într-un an special al istoriei neamului nostru. Despre toate acestea, sigur, vor vorbi cei care sunt la această masă și vă rog să-mi gândiți să aici prezint. Sărbătoritul nostru de astăzi, domnul Ioan de Gău. Primarul municipiului Beiuș, domnul Petru Grelea. Profesorul universitar doctor inginer Vido Bilivian, membru de onoare al Academiei de Științe Agricole și Silvice, domnul profesor Cicești, domnul profesor universitar doctor, profesor emerit Ionel Faur, istoric, de la Universitatea de Adelaide, domnul profesor universitar doctor Vlaga Mihoc, istoric, de la Universitatea de Adelaide, profesor Alin Novak Iugas, inspector școlar general al județului Iubeu.
domnul Lucian Silaghie, director executiv al Direcției pentru Cultură a județului Bihor. N-a fost o ordine într-o anumită ierarhie, a fost, cum se spune, cum ne-a venit la întâmplare, aleatorie, întâmplătoare. Între meseni se află și familii din Israel, din Statele Unite ale Americii, din Rotania. Le spunem bun venit la această întâlnire de suflet, să aibă ședere bună în România, un intervent în România, înspre zările de care aminteam. Este un semn de cinstire pentru gazdă, faptul că domniile lor sunt prezenți astăzi aici. Când vorbim de istoria anului 1918, cu pregătire de contextul și înfăptuirea Marii Uniri, numele universitarului și istoricului Dorel Faul, profesor emerit, cum spuneam, este unul de referință pe plan național. Este preocuparea de o viață a domniei sale, ca pentru care trebuie să fim recunoscători. În acest an, cum bine știți, mulți dintre dumneavoastră ne-a oferit volumul Contribuția Bihorenilor la actul istoric de la 1 decembrie 1918, lucrare extrem de utilă autorităților locale, cadrelor didactice, nouă tuturor, de fapt, pentru a afla care a fost, de fapt, aportul locuitorilor județului nostru la actul istoric autorat de 100 de ani. Iată la cum coordonent ca editor științific și contributor consistent cel de-al cincilea volum al proiectului editorial Bihorul și lumea lui, a apărut la prestigioasă editură a Academiei Europene, Centrul de Studii Transilvania. Peste doar câteva zile, domnia sa, istoricul Dorel Faur, împreună cu fiul domnului sale, profesorul universitar doctor, abilitat în Dorel Faur, vă lansa o altă lucrare de referință consacrată declarației de autodeterminare națională, semnată, cum știți, la 12 octombrie 1918, în sala avocatului, în casa avocatului, doctor Aurel Bazor, din Oradea, spiritul tutelar, de fapt, al mișterilor realiste din Bihor. Acum, cu certitudine, domnul profesor Paul va expune considerațiile domnului sale referitor la momentul la care suntem părtași. Domnule profesor, microfonul la mărție. Viși compatrioți, ne aflăm împreună aici ca să ne scriem în ideea că știm ceea ce e la centenarul României. Pentru că altfel îl folosim la televizor și în alte ocazii fără niciun rost. Lansarea volumului despre care s-a spus și pe care îl am aici pe masă, acesta este volumul, are 1000 de pagini rotund, sigur o să zice ce coincidență. Mă rog, poate fi și coincidență. Este cea mai consistentă, cum s-a zis, cea mai substanțială carte care a apărut până acum în Bihor, cu prilejul centenarului. Au trecut 100 de ani de când aici la Peiuș a fost o febră extraordinară. Acea febră a unirii. Oamenii de atunci, care mi se par așa niște sfinți, au fost mai înțelepți decât noi cei de astăzi. Au fost mai deștepți cu două etape. Și-au dat seama că e momentul unic, irepetabil. Că trebuie să acționeze în comun, indiferent de gândire politică. Că e de stânga sau de dreapta. Și atunci erau curentele astea. S-au solidarizat, făcând concesii unei altora. Așa că de la Peiuș a plecat o reprezentanță impresionantă la Alba Iulia, ca să voteze numele celor rămași acasă.
actul de unire a Transilvaniei și vă rog să rețineți, nu numai a Transilvaniei, pentru că de obicei, pentru că suntem niște lene, deși în vorbire vrem să fim mai scurți. Zicem unirea Transilvaniei cu patria mamă, dar noi cei de aici, din vest, Banatul, Crișana și Maramureșul, care am atâția aproape cât sunt Transilvania, noi ce făceam atunci? Noi nu ne-am unit? Deci se spune, chiar dacă ne doare gura, și chiar dacă mi se pare că e prea lungă expresia, se spune unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu patria mamă. Așa scrie în documentul unirii. Și nu putem falsifica noi când ne convine. Asta e un aspect. Primarul Alba Iulia n-au votat numai cei 1228 de delegați, de deputați care au fost în sala unirii, ca reprezentanți ai națiunii române din Dicoace de Carpați. Și-am votat toți. Pentru că i-am ales pe delegați sau unii spun deputați. I-am ales să ne reprezinte și să voteze în locul nostru unirea cu patria mamă. Deci la Alba Iulia s-a produs un act, așa zis, plebiscitar. Adică toți am votat prin reprezentanții noștri unirea cu România. Acest lucru nu mai poate fi răsturnat nici din punct de vedere juridic, nici politic. E cum s-ar spune, bătut în cuie, definitiv. Unora, sigur, a venit mai târziu ideea să spună, bă, la Alba Iulia au fost niște români burghezi, intelectuali români, care ce reprezentau ei, 5%. Și ei au votat acolo, au făcut o hotărâre și așa mai departe. Nu e adevărat, e o minciună extraordinară. La Alba Iulia au fost reprezentanții poporului român, nu numai burghezia română, nu numai 5%. Trebuie să știți că din Bihor de pildă mai mulți delegați țărani au fost decât domni. Țărani. Prumare, să ne nimeni să exprimă la Alba Iulia. Și 100 de mii pe câmpul lui Horea, ce erau domni? Erau țărani. Prumare, poporul român de jos a votat unirea. Și acest general al Uniei este, într-adevăr, cea mai mare faptă istorică a înaintașilor noștri de Dincoace de Carpați. Spun lucrurile astea pentru că noi, cei care ne-am ocupat cu editarea acestei cărți, am fost preocupați de următoarea idee. Ce facem noi acum? Lăsăm să treacă centenarul și rostim câteva discursuri ocazionale și că am încheiat. Ce superficial! Ce slăbănoagă chestie! Nu! Trebuie să facem ceva concret! Iar volumul acesta este concret, este elocvent, este definitiv cum s-a zis. Aceasta este lucrarea oamenilor care se ocupă de trecut, de cercetarea trecutului. Și nu singura. Vă anunț că personal am semnat ieri contractul la editura din Cluj Vega pentru un volum personal de 400 de pagini, care va apare într-o lună, cu Bihoreni în bătălia pentru unire, de la 1849 până în 1919. Toată povestea sub formă de argumente științifice și sinteze. Deci iată că acest centenar, din punct de vedere al istoricilor, din perspectiva cercetătorilor, este un moment productiv. Și mă bucur foarte mult că domnul De Greu a fost extrem de receptiv la această idee și ceilalți colaboratori la volum care merg de elogii, la fel de mari, s-au înseriat, au lucrat și au produs texte, unele originale, altele în regoare, dar toate foarte bune sub raport calitativ. Ele este sub editura Academiei, deci avem în plus un certificat de valoare. Cartea se deschide cu un studiu al academicianului Ioan Aurel Pop și a colegului său de la Cluj, Ioan Bolovan. Ioan Aurel Pop este actualmente președintele Academiei Române. Deci volumul nostru se deschide cu un text semnat de cea mai mare autoritate în materie. E bine că textul se referă la ceea ce este încă, ce se mai discută acum, la autonomie, la autonomie teritorială.
Știți că unii adversari ai unității noastre naționale au scos așa în piața publică, ca pe un steag, teoria autonomiei. Și că la Alba Iulia, românii au hotărât autonomia teritorială. Este fals și tendențios. Nu există așa ceva. Și noi, dacă nu citim documentele, suntem în stare să și credem minciuna asta. La Alba Iulia s-a admis autonomia. Autonomia bisericii, care așa până atunci, și alt tip de autonomie, dar nu teritorială. Deci am încheiat și cu teza asta. Am încheiat și cu teza că Burghezii a fost la Alba Iulia. Am încheiat și cu alte teze de aceeași factură. Necinstită, dinamitată și antiromânească. Și trebuie să o spunem asta. Trebuie să avem măcar curajul celor de acum de 100 de ani. În sensul că n-a venit de toți, mai există sămânță. Eu vă mulțumesc că până la urmă m-ați ascultat și vă doresc sănătate și să mai prindeți multe evenimente care țin de trecutul nostru. Pentru că avem trecut, avem suflet, avem conștiință, avem memorie. Ne așezăm lângă alții care au memorie. Nu spun cine, că îi vedeți dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată. Materializării volumului, se convine că eu să amintim contribuția unor oameni de cu Muzeul Grapul Vasile Codină, cu care dintre o să spun la partea de secretariat, la partea de contactare la editurile, la solicitarea lui Apare, de urmă domnul Octavian Vaga, care s-a ocupat de partea de plenul de redactare, domnul Ion Vaga, pe urmă, domnii Orian Neac și Adrian Buzaș de la editura Primus și tipografia Metropolis din Corare. Rog să-i aplaudați pe toți, precum și pe cei care se sunt la realizarea acestui volum impresionant și de excepție prin materia primă pe care o punem la dispoziția noastră. Domnul profesor Ioan Laza, pentru considerații. Stimate domnule Ioan de Gău, când trebuie să mă adresez dumneavoastră, nu știu cum să o fac, față de o persoană fizică sau față de o instituție, pentru că dumneavoastră, prin tot ce ați făcut de-a lungul unei vieți echilibrate, ați dovedit că sunteți atașat de valorile românești, de cei din rândul cărora le-ați ridicat. Așa că dacă mă adresez instituției Ioan de Gău, să nu credeți că fac o exagerare, pentru că toți cei prezenți aici pot constata ce a făcut instituția Ioan de Gău în ultimele decenii. Și e cu atât mai surprinzător cu cât domnul director Ioan de Gău, așa cum îl știm cu toții, și-a desfășurat viața cu viața întreagă în domeniul aritmetic, al cifrelor, al indicatorilor, în domeniul atât de responsabil al finanțelor, al băncilor. Faptul că domnia sa a simțit, și eu cred că ăsta este rodul educației pe care a primit-o de la răposații părinți, Dumnezeu să o odihnească în pace, domnia sa a intuit că trebuie să se apropie de cultură, de tradiții, păstrând de tot acest timp legătura cu profesioniști din domeniu. Și acest volum pe care l-a prezentat atât de competent domnul profesor universitar dr. Viorel Faur este o dovadă în acest sens. Biserica ctitorită de sărbătoritul nostru de astăzi este o altă mărturie în acest sens. Direcția Județeană pentru Cultură pe care o conduc, în ciuda numelui care ne-ar sugera o apropiere de artele spectacolului, este o instituție apropiată de patrimoniu. Este motivul pentru care îi mulțumesc foarte mult și de multe ori în luarea unor decizii încercăm să imităm hărnicia și eficiența dumnealui. Părintele Protopop a pomenit despre un alt fapt extrem de important aici la Beiuș, implicarea domnului Ioan de Gău în restaurarea mormântului celor doi martiri, Ioan Ciordaș și Nicolae Bolcaș. Trebuie să vă spun că mormântul din cimitirul din Deal are statut de monument istoric. Este monument istoric clasat cu tot ce decurge din acest statut, adică o protecție deosebită. În momentul în care domnul Ioan de Gău a luat act de starea în care se afla acest mormânt,
Credeți-mă că a fost destul de greu pentru noi ca instituție să ținem pasul cu actele pe care legea le presupune. N-am putut ține pasul cu ceea ce veți constata când vă veți deplasa la un moment dat în cimitirul din Gheata. La ora actuală, acel mormânt, acel monument arată la fel de bine ca atunci când a fost construit în anul 1919, când cei doi martiri, la 25 aprilie, după câte știu, au fost înmormântați acolo. Vreau să-i mulțumesc domnului Ioan de Gău, să-i doresc la mulți ani și cred că, știți, noi cu toții suntem obișnuiți să primim cadouri de ziua noastră. Domnul Ioan de Gău este un mecena prin definiție. Obișnuiește să facă cadouri de ziua dumnealui. Faptul că suntem cu toți împreună în anul centenarului, cred că e cel mai frumos cadou pe care și l-a oferit și pe care mi-l oferă și nouă. Mulțumesc domnului de Gău și să vă dea Dumnezeu multă sănătate și să inspirați pe cât mai mulți. La mulți ani! Nu aș putea spune că îl cunosc în totalitate pe omul Ioan de Gău. Și sunt sigur că sunt foarte puține persoane în această sală care îl cunosc în adevărata complexitate pe domnul Ioan de Gău. Îl cunosc însă suficient din activitatea pe care dânsul a avut-o în Beiuș și în general în județul Bihor, încât să pot afirma cu certitudine că este un om providențial pentru Beiuș, pentru zona Beiușului, pentru județul Bihor. Este un om providențial din punct de vedere profesional, activitatea începută la exploatarea minieră Bihor, continuată ca inspector la BCR, ca director la Banca Agricolă, director la Banca Națională, director la Credit Coop, izvorul Ștei și să mă ierte dacă am uitat vreuna dintre domenii, sunt convins că sunt mai multe, este un om providențial pentru tot ce a făcut pentru cultura din Beiuș și din zona Beiușului. Nu e lucru puțin să ai numele pe aproape 100 de publicații, de carte, ca autor, coautor sau colaborator. Este providențial pentru actele de caritate pe care le face la nivelul Beiușului și în județ. Ne întâlnim în ultimii 2 ani, cel puțin de când am fost eu primar și după informațiile mele, obiceiul, între ghilimele, dânsului este mai vechi, la fiecare sfârșit de an școlar, când dânsul acordă burse personale elevilor merituoși din Beiuș. Să asistăm la lansarea acestui volum prodigios care mănunchează scrisurile, lucrările unor istorici tineri, pornind de la 30 de ani și terminând cu un profesor universitar distins pe care am ocazia să-l salut, domnul Vidu Bibilean, în vârstă de 90 de ani, viguros, vioi, plin de umor, talentat. Această carte este finanțată, după cum s-a spus, de către distinsul mecenat cultural, domnul Ioan de Gău, care astăzi împlinește vârsta de 81 de ani. L-a socotit seniorul între mecenații distinși care promovează cultura din țara de la noi. Este suficient, cei care îl cunoașteți, să mergeți la bibliotecile din județ și nu numai, să descoperiți lucrările la care a colaborat, pe care le-a scris și care i s-au dedicat. A colaborat, după câte știu,
ca autor, ca finanțator, la 21 de cărți. A scris 12 lucrări personale inspirate din domeniul profesiunii domniei sale, finanțele, economia, dar și din istorie și etnografie. I s-au scris 5 cărți pe care cred că le merită, întrucât a făcut atâtea lucruri pentru cultura noastră. A adunat cu multă minuțiozitate, ar zice că cu stăruință de benedictin, o serie de obiecte legate de trecutul istoric al acestor locuri. Și gestul domniei sale este foarte important, pentru că în vremea regimului comunist de început s-a practicat o destrucție culturală înfiorătoare. Vreau să vă spun că eu am terminat liceul aici în Beiuș în urmă cu 58 de ani. Și mi-aduc aminte, pe când eram elev la liceu, am făcut o piesă inspirată, cumva un fel de scenetă, după romanul Ior. În acele momente aveam nevoie de niște haine de epocă și am primit pălărie cilindru, un frac și alte haine. Ale cui credeți că erau aceste haine? Ale martirului Nicolae Bolcaș, pe care noi studenții, elevii, neștiutori le-am aruncat de colo-colo. Domnul Vidu Bibilan și amintește că a existat o bibliotecă extraordinară la Beiuș, care s-a distrus. Când eram copil, am asistat la distrugerea acestor cărți. Și cu atât mai important este gestul domnului de Gău, cu cât aceste obiecte rare sunt greu de găsit. Domnia sa le-a adunat și a rămas înmărmurit ce obiecte frumoase are, le-am văzut în muzeu, le-am văzut adeseori la dânsul acasă. Și a cheltuit energie, a cheltuit bani și merită toată cinstea noastră. Volumul sau volumele care sunt aici, unul Crișana tradițională, unul Beiușul și lumea lui, Lupta pentru unire, sunt de o eleganță deosebită. Spunea domnul de Gău că scoate o nouă tranșă din această carte care avea și indici și atunci ea va fi pusă la dispoziția cercetătorilor. Vreau să vă spun că apare în editura Academiei și este un noroc pentru cei care au scris în ea, pentru tine, pentru cei mai bătrâni nu mai are importanță, pentru că se acordă un punctaj deosebit în care le folosește la promovarea pe scară, să zic așa, ierarhică în profesiunea de dascăl. Îi mulțumim încă o dată domnului de Gău, îl felicit pentru această activitate, să se trăiască la mulți ani. Mulțumim! De suflet, pentru ce a sărbătorit și pentru evenimentul cultural la care suntem părtași. Domnule profesor! Stimați colegi, dragi prieteni, foști și actuali, aș vrea să intrați toți în sufletul meu, să știți. Trăiți de parte. Am plecat din Beiuș în 1948. Aveam atunci 20 de ani. Am plecat la Timișoara, am fost șef de promoție, am făcut în viața mea numai învățământ superior și cercetare științifică, am terminat politehnica la București, doctoratul la București și când mi-a terminat doctoratul, Andrițoiu mi-a făcut următoarea poezie. Când s-a susținut el magnific dizertația, a început în țară inundația, pe semne că și natura a protestat în contra tezei lui de doctorat. Același Andrițoiu era redactor șef la revista Familia Laurea de încerc cu el, pentru că am vrut să evoc coincidențe, oameni și fapte. Îl trimisese Blajovici la Roma, în prima lui delegație, într-o țară capitalistă. A fost încadrat la CEPECA, un centru de perfecționare internațională pentru țara a cadrelor. Și aveam lecții în limba franceză, să știți, la București, la Otopeni, inclusiv limba italiană. Am învățat aici la Beiuș, cu signorina, cu De Sabata, cu Nicola, cu incidențe, 3 sau 4 cu incidențe, una, Marea Unire, de la Alba Iulia, 2, 190 de ani, de la acest liceu din Beiuș, 3, sărbătoarea, prietenul de Gău, și cu colegii mei aici, eram cu Nica Savin și cu Andrițoiu, și beam toți dintr-o canistră vin,
Și toți le-am gândit același pahar, le zicea că de intra Domnului, dacă încă ieșe, ai și mai prost cu fotografiile. Dar asta este, este viața. Vreau să spun mai departe, pentru că tot în așteptat și pe domnul profesor, m-a făcut de 90 ani, repet, am 90 și jumătate acum, bine că merge calculatorul, asta e foarte important. Pentru că cineva mi-a zis, la Academia, m-a făcut, a fost și domnul Pop, la secretarea mea la Academia Română, mi-a plăcut și mi-a spus, domnul, las foarte bine, mi-a spus solul de acolo. Dar la bine se că n-am prea lăsat studente repetente. Am lăsat mai mult băieți și am avut ce am avut cu băieții. Acum, dacă mă auzit, îi iau o bagajă la pușcărie, cine știe ce fac cu mine, dar nu spune mintea că nu am văzut de 900 de ani, două dracu de treabă. Vreau să spun mai departe că Beiușul a dat oameni. Nu mă refer, nu voi evoca oameni din 1918. Voi evoca cei de pe timpul meu. În Mița Marița, care a fost ambasador la ONU. Am lucrat ani de rând. Păcat că acum câteva luni am murit, am vorbit la înmormântarea lui, am evocat Beiușul cu durere în inimă. Am murit și sala Marius. De asemenea, am regretat. Asta este viața. Asta este viața, să știți. Pentru că aici vom ajunge cu toți. Mai departe, vreau să spun că Beiușul a dat oameni de seamă. Am dat. Poate că e unicul oraș din toată țara asta românească care a dat 3 academicieni dintr-o singură clasă. Cu Sara Marius, cu Dragoș și Lazăr, de aici de Petran și așa mai departe. Și alții academicieni care, care au urmat după aceea. Asta e mare lucru pentru Beiuș. Se cunoștea de Beiuș. Trimitea scrisori părzinica de Timișoara la Musta. Felicitări pentru Anton, cu care am fost mirea mai mare cu 2 ani de când era la internatul Pavelian, eu eram la internat ortodoxe, dar se făcea școală, să știți, școală serioasă. Am dat ambasadori, începând cu Mița Marița, Bele George, care a fost la Viena, care în 68 acolo, el zice, tu de acasă repede că începând cu Ciocodacia, sunt probleme, și am fugit de acasă cu Nica Savic și cu Andrisoiu, că am fost cu niște mașini, cu Dacii, pe acolo, pe alea. Sunt ambasador de la mine din sat, din Săucan, care a fost ambasador în Franța, în Brazilia, în Angola, a fost Dan Marțian în Portugalia, a fost turc în Dumitru din Rotărești, în Ungaria și așa mai departe. Toți oameni, la locul lor, care și-au făcut datoria, dar și din Beiuș. Nu vreau să spun mai mult, pentru că, ați înțeles, Beiușul a dat oameni. Și să dea Dumnezeu, să dea Beiușul mai departe, asemenea oameni cu care să ne urim. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru invitație de a participa la acest eveniment deosebit și vă mărturisesc că singura grijă pe care o am în momentul de față, după ce am ascultat atâtea voci avizate, atâtea voci puternice, e ca vocea mea să rămână bală. De aceea, distinși invitați, domnilor coordonatori acestui volum, autori care sunteți prezenți în sală, doamnelor și domnilor, da, este important, foarte important să ne aducem aminte. În anul în care observăm centenarul Marii Unii de la 1918, de toți cei care, de adevăr, cu prețul vieții, și-au sacrificat deci viața pentru unitatea acestui popor și au dus la propășirea lui. Cred, într-adevăr, că volumul de față la care asistăm la lansarea lui astăzi reprezintă o lucrare de anvergură, o lucrare de referință pentru anul centenar. O lucrare care ține vie tradiția și istoria locală, istoria Beiușului și nu numai. De aceea pot să spun că mă bucur că după primul manual de istorie locală pe care îl avem, județul Bihor, manualul de istorie al municipiului Oradea, iată că și această lucrare poate fi considerată o resursă educațională în ceea ce privește istoria locală, istoria Beiușului. De aceea nu pot să, decât să-i felicit pe toți cei care au fost implicați în, în această lucrare. Tuturor mult succes! Domnul Ioan de Gău, vă rog să primiți și din partea mea cele mai sincere urări de bine, de sănătate, la mulți ani! Aveți, domnule.
vreau ruga pe cel sărbători să spună câteva cuvinte. Aș vrea să vă atrag atenția asupra creștinei tradiționale polului 11, asupra câteva materiale. Sunt câteva pagini memorialistice absolut deosebite, semnate de Mircea Marița și Marius Stapa. Dar veți găsi între ele și o discuție pe care domnul Ioan de Gău a avut-o cu nepoata lui Gheorghe Crișan. Despre Ilarie Crișan, cu certitudine, probabil l-ați mai auzit, a fost unul dintre delegații la Alba Iulia de Cascudel de Gol, atunci în cercul electoral pe Iuș, a fost și primar al Beiușului, Emiliano Pânu Corona, care a venit în Ferdinand, a instalat chiar pe Boșoriu, pentru scurtă vreme e drept. Și dacă vă veți uita pe fotografia de pe pagina, de pe coperta acestui volum, în spatele lui Ilarie Crișan, îl veți vedea pe Gheorghe Crișan, cel care a fost solul în Mare Unie și care a dus făcut pe Consiliul Național Român Central la Iași, unde se afla atunci familia regală. Un personaj cu totul special, care moare destul de tânăr. Am încercat să adunăm în ultima vreme seama de materiale, vă și scrie de acel un studiu despre personalitatea lui. Fotografia aceasta este familia, de fapt, largită a celui ce a fost Ilarie Crișan. Un special și el pentru istoria Beiușului. Vorbind despre sărbătoritul nostru de astăzi, domnul Ioan de Gău, nici nu știu cu ce ar trebui să încep. A fost și este bancher de o viață. Un specialist nu numai în partea operațională a problemelor, ci și în istorie bancară. Este un model de pater familias. Uitați-vă la minunata sa familie și veți constata desne acest lucru. Este un om generos cu toți cei care trec pragul. Este un promotor deosebit al actului cultural, tipărind zeci de cărți care întregesc în chip fericit zestrea culturală. Este un om care știe cum puțin alții să coaguleze spiritele fecunde, să organizeze cu meticulozitate regulile, să se bucure împreună cu toți de reușita lor. Ne bucurăm și noi astăzi de împlinirea domniei sale, dorindu-i viață lungă și aceeași serenitate și profunzime a spiritului. Să-l ascultăm! Doamnelor și domnilor, mă simt dator să adresez în acest cadru mulțumiri cunoștințelor și colegilor care au fost alături de mine la bine și la greu în realizarea celor amintite mai sus. Faptul că astăzi, la această aniversare, avem posibilitatea lansării a două cărți, se datorează editurii Academiei Române, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca și editurii Primul din Oradea. Doresc să le mulțumesc conducerea celor două instituții pentru acceptarea ca lucrările noastre să apară sub tutela lor. Mulțumesc familiei Horea Neac, care conduce cu competență și responsabilitate editura Primul din Oradea, unde am editat cele mai multe lucrări ale mele. Am lăsat la urmă mulțumirile exprimate colegilor mei de la Banca Centrală Cooperatistă Credit Coop Agenția Oradea pentru spiritul de echipă și colaborare foarte bună, pe care o avem și mai mult pentru faptul că mă suportă și la această vârstă în funcție de director. Asumând misiunea de a iniția și alte proiecte culturale, mă adresez celor de față cunoscuților și apropiaților mei cu dorința de a ține mereu aproape pentru a sărbători la fel ca astăzi alte reușite care să ne onoreze să damnele. Vă mulțumesc încă o dată, din suflet, tuturor celor care v-ați găsit răgazul să mă onorați cu prezența dumneavoastră aici, urându-vă viață lungă și ocazii numeroase de a ne reîntâlni sănătoși și bucuroși. Vă mulțumesc! La volumul 5 al acestui volum consacrat momentului Aurora de acum s-a plecat, domnul de Gău scrie următoarele. Citez. Beiușul și lumea lui este o operă deschisă. Ce va urma? Numai neliniștea și puterea gândului fecund și înălțător vor da seama.
am chiar cetate. Credem că este mai mult decât o invitație pentru ce va fi, pentru întâlnirea noastră de anul viitor, în 2019. Să fim sănătoși până atunci, domnule Begău, la mulți ani, cu bucurie și cu sănătate. Reamintesc invitația de a trece pe la standul de carte de a cumpăra, dacă presupun că sunteți interesați de cele două volume. Doresc să vă reamintesc că la stand se aluși, fost ministrul Problemele Integrării Europene, se numește Marea Unire 1918, România Mare, Acte și Documente. Când aveți acas, așadar, treceți pe la stand, nu e invitați, nici nu știți ce pierde, să se repetăm prea simplu. Mulțumesc tuturor! Mulțumesc tuturor! Microfonul se transferă, firește, celor cu voia apunării acum. Si te hizo